Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cod galben de ninsori în județul Bacău. Investiții majore la Dofteana. A început campionatul național de gimnastică în municipiul Bacău. Primul cod galben de ninsori i-a făcut pe șofer să circule mai atent. Codul galben de ninsori emis de meteorologi în Moldova a făcut să se aștearnă un strat de zăpadă. Ce probleme au fost în județul Bacău aflăm în minutele următoare de la prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel. A fost o avertizare meteo care e în curs de ninsori moderate. După cum am și comunicat în spațiu public, am verificat 4 districte din cele 6 ale secției drumuri naționale Bacău în vederea constatării gradului de pregătire și mobilizarea personalului, a resurselor umane pentru această avertizare cod galben. După cum s-a putut observa, s-a circulat într-adevăr în condiții de iarnă, aș spune, iarnă moderată, dar fără probleme pe principalele artere rutiere naționale ale județului Bacău. Nu s-au produs evenimente majore, să zicem, s-a circulat așa, mai a nevoie. Evenimente majore din punctul de vedere al cauzalității pe ninsori sau pe condiții meteo cu specific de iarnă nu s-au produs. Din păcate au existat unele accidente chiar cu pierdere de vieți omenești cauzate de neatenția în neadaptarea condițiilor de mers a șoferilor. În imediată vecinătate a Centrului pentru Persoane Vârstnice, dar și a Centrului Medical Dr. Aurel Pecelia, primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma, a modernizat și un cabinet de familie. La această oră, lucrările sunt aproape pe final. Mai multe aflăm în minutele următoare de la primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin. Este vorba de cabinetul medicului Lascăr. E în plin proces de modernizare. 2-3 săptămâni, zicem noi, și avem termen până la 1 decembrie și vom finaliza și acest cabinet care va concura cu ce am văzut în partea elaltă, adică ultima în materie de investiții, în materie de sănătate. De unde bani? Pentru că până la urmă toate fără bani nu se fac. Da, și în această situație și în acest caz avem alocări financiare din bugetul local, pentru că nu am găsit altă sursă de finanțare la acest moment, nevoia era imediată și am hotărât împreună cu colegii din Consiliul Local să alocăm din bugetul local resurse pentru a moderniza acest cabinet medical. Oamenii sunt extrem de încântați, era nevoie de fapt aici de a renova, de a reabilita, de a schimba fața. Sănătatea pentru mine este prioritate zero și de fiecare dată când am ocazia și să discut cu oamenii, îmi reamintesc că acolo unde se investește în sănătate este bine primit, să zic așa, pentru că de fiecare dată când avem o problemă de sănătate apelăm la, în primul rând, la specialiști, specialiștii ca să facă față au nevoie de dotări, de spații și așa, condiții speciale, și atunci nu putem să avem pretenții să aducem specialiști de marcă în sănătate dacă nu avem și investiții făcute pe măsură. Noi, administrația publică, rezolvăm problema investițiilor și sper ca specialiștii să rezolve problemele de sănătate. Investiții majore în infrastructura comunei Dofteana. De unde vin banii și ce planuri are primarul în zonă? Aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. Acesta este drumul care face legătura dintre DJ116D și DNA, care face legătura între Adjut și județul Harghita, DN12A. Ce dorim noi să facem în această zonă? Drumul acesta are o lungime de 2,5 km, atât va avea, care face legătura de imediat din satul Seaca către satul Dofteana. Acest drum poate să țină locul și de o șosea de centură a localității, întrucât leagă 4 sate, Seaca, Hădeac, Ștefan Vodă și Dofteana. Pe aici vor circula. Anume, noi vom absorbi circulația cu utilaje, cu atelaje agricole de pe drumul național și vom circula pe aici cu producție agricolă, cu tot ceea ce se face în câmpul nostru aici între Dofteana și Dărmănești. Unitatea administrativ-teritorială s-a îngrijit să
Trecem acest teren pe care îl vedeți dumneavoastră aici, în intravilan, deci atât pe dreapta cât și pe partea să trecem în intravilan, și totodată următoarea întâlnire noastră care va fi aceea cu oameni de afaceri din localitate și nu numai, în care intenționăm să deschidem această zonă, o zonă turistică cu un ski bob sau cu o pistă de ski sau altceva, întrucât ne ajută și relieful și configurația terenului, iar din centru acestui câmp, între Dofteana și Dărmănești, circulă conducta de transgaz, care este de Societatea Națională de Transgaz, energie electrică cu înaltă tensiune și apă potabilă. Deci toate utilitățile pot fi aduse aici, în această zonă, să dezvolte zona. Banii vin de la Consiliul Județean, a fost o asociere între Consiliul Local Dofteana și Consiliul Județean Bacău. Da, deci banii vin de la Consiliul Județean, 95% din total valoarea de 105 miliarde, vă vorbesc în bani vechi, 95% asigură finanțarea Consiliului Județean, diferența 5% plus studiile de teren, plus proiectul tehnic și studiul de fezabilitate sunt făcute de către Primăria Comunei Dofteana. Deci venim și noi cu o cofinanțare de 5% plus studiile de teren și proiectul tehnic. Când va fi gata? Pentru că deja suntem în iarnă, se lucrează, constructorul este pe teren, temperaturile permit. Deci ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în urmă cu, cred că, pe 1 sau pe 2 noiembrie, așa, puțin timp. Și cum vedeți dumneavoastră, s-a excavat mii de tone de pământ, care vedeți, urmează a fi cărat de aici, s-a adus un strat de balast să poată circula, chiar dacă vremea este mai anevoiasă și a venit timpul răcolos și va ploua, dar se va lucra, cred că toată iarna, la profilarea drumului acesta pe care îl vedem și cred că în primăvară, în vara anului trecut, vom vedea pe el și asfalt, vom vedea pe el rigolă de scurgere a apelor pluviale, parapeți și toate componentele care stau la baza modernizării unui drum. Deci la anul vom putea circula pe acest drum? Circulăm dacă suntem sănătoși 100%. În primul rând, pentru importanța acestui drum, faptul că face legătura între DN12A și DJ114F, care e drum județean, asta înseamnă că este de interes regional, de interes județean. Și cel mai important lucru pentru mine contează să degrevăm o parte din transportul rutier să treacă prin această zonă. Există și o oportunitate pentru turism. În momentul când vom finaliza acest drum de 2,5 km, va deveni o zonă interesantă. Vedeți și dumneavoastră ce frumos se vede în jur și ce pitoresc, într-adevăr. Dar cel mai important lucru este că o să fac legătura dintre DN12A și DJ114F, care înseamnă o degrevare de transport din acea zonă. Și mai ales că Comuna Dofteana e o localitate foarte mare, 12.000 de locuitori, și în mod cert se va folosi acest drum și de către locuitori, dar și cei care trec prin această zonă. Banii, am zis că sunt foarte importanți, fără bani nimic nu se face, oricât de multă dorință și voință ar fi. Da, încercăm să facem de așa natură, să aplicăm aceeași măsură peste tot în județ, să tratăm toate zonele cu aceeași măsură. Încercăm să facem asocieri acolo unde, într-adevăr, o cere județul, mă refer ca și dezvoltare, și unde găsim posibile zone în care se poate investi. Felicitări pentru inițiativă, deși suntem în luna noiembrie, a început de decembrie, ne apropiem repede, văd că constructorul e pe drum, el pe la locul faptei. Da, într-adevăr, și chiar vreau să asigur că nu se vor face lucrări decât cele care sunt permise, respectiv lucrări pregătitoare, s-a spart această zonă și deja s-a făcut legătura, mă refer, între Dofteana și drumul național. Și urmează ca, după ce se vor pune în siguranță lucrările executate, lucrările premergătoare pentru asfaltare și pentru rigole, în anul următor, în 2023, să putem să circulăm pe asfalt.
Luni 14 noiembrie, de la ora 14:30, la sediul Administrației Publice Locale a municipiului Onești, a avut loc o întrunire a legislativului local, în cadrul căreia s-a discutat de darea în folosință gratuită a unui imobil cu destinația sediu ambulanță Onești și parcare, situate în Onești, județul Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de apartamentare a imobilului cu numărul cadastrat 68650 C1, situat în strada Perchiului, numărul 1, municipiul Onești. Domnule secretar? Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat în municipiul Onești, strada Perchiului, numărul 1. Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre constituie cu precădere necesitatea soluționării situației juridice, respectiv apartamentarea construcției unități individuale în vederea unei mai bune administrării acesteia, precum și pentru desfășurarea în condiții optime activităților specifice Spitalului Municipal Scotierean Dr. Luca Onești și a Serviciului de Ambulanță Județeană Bacău. Având în vedere cele menționate, propunem prin aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, proiectul a trecut. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru bunul imobil, garaj, stații ambulanțe și terenuri intravilane aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnic operative a acestora. Are cuvântul domnul secretar? Având în vedere criteriile legislative conform cărora valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare și ca urmare a întocmirii de rapoarte de evaluare de către evaluatori autorizați anevar, supune spre analize și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru bunul imobil, garaj, stație, ambulanțe și terenuri intravilane aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnic operative a acestora. Raportul de specialitate a fost prezentat. Cuvântul Comisia de Specialitate, Comisia 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui imobil cu destinația sediu ambulanță Onești și parcare, situat în municipiul Onești, strada Perchiului numărul 1, județul Bacău, înscrise în cartea funciară numărul 68650, număr cadastral 68650 C1U2, către serviciul de ambulanță județean Bacău. Domnule secretar? Serviciul de ambulanță județean Bacău solicită darea în folosință cu titlu gratuit pentru o perioadă de 20 de ani a imobilului cu destinația sediu ambulanță situată în municipiul Onești, strada Perchiului numărul 1, județul Bacău, în vederea funcționării substanției Onești. Ținând cont că au fost finalizate lucrările de reabilitare executate în baza contractului de reabilitare sediu ambulanță și reabilitare la teren mecanic și electric, Spitalul Municipal Stăpărat de Făduca, se impune darea în folosință gratuită a imobilului cu destinația de sediu ambulanță și parcare situată în municipiul Onești, strada Perchiului numărul 1, către serviciul de ambulanță județean Bacău, astfel încât substanția Onești să-și desfășoare activitatea în condiții legale. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești a unui bun imobil identificat cu număr cadastral 68650 C1U1 situat în strada Perchiului numărul 1, municipiul Onești. Domnul secretar?
având în vedere faptul că au fost finalizate lucrările de reabilitare în cadrul contractului de execuție și lucrări, proiectare, asistență tehnică, executare, lucrări, la obiectivul reabilitare sediu ambulanță, reabilitare atelier mecanic electric din Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, în vederea unei optime administrări acestora, propunem darea în administrare Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, unui bun imobil în spațiu de 125 de metri pătrați, imobil cu 4 încăperi. Propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre formal prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! După 22 de ani, în municipiul Bacău a revenit o competiție de gimnastică. Este vorba de Campionatul Național de Gimnastică, ce se desfășoară în perioada 17-26 noiembrie în Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. Începând de ieri, Bacău este capitala gimnasticii românești, un lucru care mi l-am dorit foarte mult. Eveniment care ține Bacău pe harta la nivel național a sportului românesc. Este moment deosebit de important pentru Bacău. De 22 de ani nu am mai avut o astfel de manifestație în gimnastică. Ne dorim ca și în anii următori să organizăm astfel de evenimente, chiar internaționale, dacă vom reuși, în așa fel încât să transmitem un mesaj către băcăuani, și anume faptul că ne dorim o comunitate sănătoasă. Ne dorim ca copiii noștri să iubească sportul, să vină către sport. În acest sens am cuplat cu campionatele naționale de gimnastică și un festival Gym for All, în așa fel încât băcăuanii să poată beneficia de infrastructura pe care o are sala de sport în momentul de față și să vină să facă mișcare. Și bineînțeles am lansat către tineri invitația de a face sport, pentru că dacă făcând sport, având sportul ca un mod de viață, apare și performanța, este un lucru foarte bun, însă în același timp ne interesează ca tinerii noștri să conștientizeze importanța pe care sportul o are în viața de zi cu zi. Felicitări pentru susținerea acestui eveniment, pentru că până la urmă, oricât de talentați ar fi sportivii, fără susținere nu se poate face. A fost o onoare pentru noi să organizăm aceste campionate. A fost o idee pe care am susținut-o din toată inima și îmi doresc foarte mult ca municipalitatea să susțină astfel de evenimente sportive care să aducă la Bacău nume mare ale sportului românesc. Vreau pe această cale să vă anunț prezența la Bacău a lui Marius Surzică, a lui Marian Drăgulescu, a lui Ionel Stoica și bineînțeles l-am văzut și pe domnul Grecu, Dan Grecu, marele Dan Grecu, ceea ce pe noi ne onorează, ne bucură foarte mult și în același timp ne obligă să facem mai mult pentru sportul românesc. Felicitări și ce să zicem, spor la treabă de acum, că mulțumim foarte mult. Zilele acestea vom avea parte de sport. Avem încă o săptămână în față, vor veni și campionatele naționale pentru fete, care, să zicem așa, cu mai multă grație, sperăm să atragă mai multă lume la sală și, bineînțeles, ne bucurăm și de prezența dumneavoastră aici, cu cea mai mare plăcere. Vă invităm să fiți prezenți în toate zilele în care vom avea astfel de evenimente. De departe, unul din cei mai buni gimnaști a fost Alexandru Marius Surzică, fiul campionului Marius Surzică, cel care a câștigat titlul olimpic de la Sydney, primul titlu olimpic pentru gimnastica masculină românească. Câtă muncă și câte ore de pregătire se ascund în spatele fiecărui gimnast cu rezultate bune la nivel național și internațional, știu doar ei. Prezentă la eveniment a fost și consilierul liberal Elena Pașcoa Păvăloaie, care și-a exprimat regretul că această competiție nu are loc la Onești, însă este bucuroasă că are loc totuși în județ. Bacău. La Bacău, din păcate, sau de fapt din fericire putem să o luăm, că e în județul nostru. Mi-ar fi plăcut să-l avem și la Onești, dar poate că în perioada următoare, în anii următori, vom începe să înțelegem cât este de important să organizăm astfel de evenimente și în orașul nostru, pentru că este un oraș cu tradiție în gimnastică și ar fi păcat să ratăm acest lucru. În interviu cu domnul viceprimar Liviu Miroșanu ne-a spus că după 20 de ani revine campionatul la Bacău de gimnastică.
Iată că e o performanță, nu? Înseamnă că începem să ne trezim și începem să înțelegem că, de fapt, locul gimnasticii trebuie păstrat. Acolo unde ea a dat performanțe foarte mari, îl păstrăm în județul Bacău. Și sperăm și la Onești. Am văzut de la bun început până la final, ai rămas inclusiv la premiere, ceea ce înseamnă că iubești sport. Eu sunt mare iubitoare a sportului, am spus-o de fiecare dată. Sunt un promotor al tuturor activităților sportive. Consider că avem nevoie de sport, atât noi, cei care nu mai suntem pe băncile școlii, dar și copiii noștri au foarte mare nevoie de sport pentru că îi disciplinează. Îmi pare rău că sala nu e chiar plină și cred că și aici este o problemă legată de modul în care se manageriază actul educațional, pentru că este un loc în care ar trebui să fi fost plin de copii. Poate aud profesorii, n-am văzut profesorii de sport, măcar din Bacău, adică eu am venit de la Onești să văd. Și mi-am adus și copilul și nepotul, însă cred că ar trebui să fie plin de copii aici și de profesorii de sport să-și ia copiii de mână și să-i aducă să vadă ce înseamnă performanță sportivă, ce înseamnă un act sportiv pregătit cu atâta muncă și executat cu atâta frumusețe. Tinerii din sala aceasta ne dovedesc că gimnastica românească, că vorbim pe ansamblu, încă mai are speranță, mai avem speranță să revenim acolo unde ne este locul, în top. Se poate, doar că cu foarte multă muncă și conștientizare. Eu m-am bucurat mult astăzi că l-am văzut pe Alexandru Urzică, pe băiatul lui Marius Urzică, o mână de copil care a executat exercițiile impecabil și vedem că există speranță. Cred că se poate face performanță dacă înțelegem că trebuie să ne focusăm pe treaba asta. Un mesaj, dacă e pentru tinerii sportivi, de încurajare, pentru că au nevoie să știe că sunt încurajați și aplaudați la scenă deschisă. De ce nu? Acesta e greu să le dai mesaje de încurajare. Este, cred că, foarte important. Cred că cel mai frumos mesaj de încurajare este prezența noastră alături de ei. Pentru că aplauzele celor din sală, dorința noastră de a-i vedea acolo sus pe podium înseamnă mult mai mult decât un succes sau baftă. Trebuie să fim alături de ei, pentru că emulația celor din sală îi determină, îi motivează să fie acolo unde trebuie să fie, sus. Da, într-adevăr, el a fost programat pentru Onești. Asta este realitatea, deci este doar începutul unui șir de competiții la Bacău pe toată săptămâna viitoare, deci până pe 27 Bacău va găzdui gimnastica românească, atât la băieți cât și la fete, cât și un festival de Gym for All. Într-adevăr, eu mi-am dorit mult să fie la Onești, din păcate anul acesta nu s-a finalizat, dar avem speranța că la anul vom putea avea și la Onești o serie de competiții naționale. Mă mângâie faptul că e în județul Bacău și nu e în altă localitate sau în alt județ. Da, asta mi-am dorit și eu. Tocmai de aceea m-am îndreptat către Bacău. Oricum, tinerii gimnaști din această sală dovedesc că gimnastica băcăoană, oneșteană, românească, oneșteană mai puțin. Încerc, venim din spate cu juniorii. Încă mai are speranțe să urce acolo unde este locul, pe podium. Da, într-adevăr, acum a avut loc campionatul național de gimnastică, etapa finală la băieți, nici Bacău, nici Oneștiu nu are băieți, dar avem speranțe, ceea ce este foarte important în gimnastica masculină. Sunt copii valoroși, copii care își doresc să continue și să ajungă să facă Olimpiada din 2028. 2024 Da, doi sunt cu speranță așa, pentru așa. 2024, cu emoții, fiindcă sunt mititei, dar asta înseamnă că avem continuitate și avem speranță, ceea ce este foarte important. Am putea spune că ne confruntăm și cu un fenomen în lumea gimnastică, gimnasticii, mă refer aici la Alexandru Urzică, este de excepție. Într-adevăr, Alexandru este chiar un fenomen, a intrat în sală de mână cu tatăl, cred că la 4 ani, nu știu, 3 ani în joacă și Alexandru este un fenomen și cu asta spun tot. Am discutat și cu mama și cu Alexandru, a avut mare emoții în ciuda siguranței, stăpânirii de sine de care a dat dovadă. Ne-a zis că la anumite probe chiar a avut emoții mari. Da, fiindcă crește oarecum în umbra tatălui, știe și a conștientizat cine este tatăl, că este fostul campion olimpic. Și își dorește chiar să-l depășească. E o așa un pic, parcă poate pentru el, că e micuț, e un copil. Îi place competitivitatea, ceea ce e foarte important. Iubește ceea ce face, deci el a fost adus în sală, fiindcă el și-a dorit să intre în sală,
El și-a dorit să înceapă să facă gimnastica, deci a plecat de la, bine, vine dintr-o familie de sportivi. Atât mama a fost gimnastă, cât și tatăl cunoaștem cu toții cine este, Marius Urzică. Și este un copil, să dea Dumnezeu să rămână sănătos, fiindcă într-adevăr este un fenomen. Am discutat și cu mama și a avut foarte mari emoții. Tatăl a și spus bine că n-a fost în apropierea lui, că îi transmitea, a fost în tribune, l-a încurajat de departe, a fost așa cu sufletul la gură. Ne-a povestit un pic și de perioada când a fost la Onești, de 3 ani și ceva. Iată că a fost... Da, a fost componenta lotului de junior la Onești, pe perioada când era cuplu Ponoran, Livia și cu Toma Ponoran erau antrenorii coordonatori la Onești. Iată că din 2 campioni a ieșit un campion mic, va fi mare și cu siguranță va fi un mare campion. Așa sperăm și noi, să fie un mare campion. Felicitări pentru că ne-ați adus această competiție la Bacău și ce să zicem, mai așteptăm și altele. Eu vă mulțumesc în primul rând că ne urmăriți, că ne veniți aproape, că aveți răbdare cu noi. Gimnastica nu a murit și nu va muri, gimnastica renaște, doar că trebuie să înțelegem cu toții că fenomenul gimnastică, care este extraordinar de greu, nu poate reînvia sau renaște într-o singură zi sau într-un an, doi, precum Făt Frumos. Trebuie să avem răbdare cu acești copii care muncesc extraordinar de mult pentru un exercițiu de 1 minut 20, 1 minut 30 și să-i apreciem și să le stăm aproape. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 24 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, cu averse de ploaie pe tot parcursul zilei. Mercurul în termometre nu depășește valoarea de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1-2 grade Celsius. Vineri, 25 noiembrie, vremea va fi una rece și umedă, cerul pe alocuri va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la valori de 6 grade Celsius, iar noaptea, mercurul în termometre coboară până la -1-2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.